10. Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, vineri 7 octombrie 2016. Bună dimineața, domnul Haidamac. Bună dimineața, bună dimineața. Doctorul Haidamac, jurnalist, editorialist, mai corect spus în monitorul de Suceava, puteți citi în fiecare sâmbătă, cum am făcut-o și eu sâmbătă trecută și acum două sâmbătă și așa mai departe. Da, și mai mult decât atât, poftim. Ai mai găsit ziarul? Că știu că sâmbătă se epuizează. Se epuizează, da. Da. Normal că l-am mai găsit, că altfel nu mai... nu mai vorbeam. De asemenea, cu o sumedenie de cărți scrise, prezent în această dimineață alături de noi, ce bucurie poate fi mai mare. Concediu epuizat, toate celelalte probleme rezolvate. Nu, nu, problemele sunt în continuare, deci nu... pot să spun niciodată că am rezolvat toate problemele. Problemele apar în fiecare zi și în fiecare perioadă din activitate, dacă mă refer la activitatea de cabinet. Și atunci trebuie să fii foarte atent la tot ceea ce faci și conectat. În principiu, un pic mai, cum să zic, atent sunt în ultima vreme, pentru că am scris și pe blog aseară, nu am forță încă de un nou roman, dar aștept cu nerăbdare să mă izbească subiectul. Că subiectul, în general, eu așa văd lucrurile și așa au fost de fiecare dată. N-am căutat eu un subiect pentru o carte. Ce subiect? Subiectul m-a găsit pe mine, asta e da, 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 da. Și atunci trebuie să fiu foarte atent la ceea ce văd, la ceea ce gândesc, la ceea ce simt și sper eu ca în cel mai scurt timp să mă apuc de altceva, pentru că mi-e dor de scris. Chiar mi-e dor de un nou roman. Mi-e da, știi cum o spui asta? De parcă n-ai mai fi scris, de parcă ai făcut așa. Nu, stai aici, nu mai scrii nimic, nu... Nu, urmează o perioadă, adică urmează, între fiecare carte, între fiecare roman, este o perioadă de acumulare, deci când acumulezi, e experiență când citești... Cum când... spuneau grecii antici, muze, da. Nu? De acolo... Da, nu neapărat muze, acumulezi, știi? Și atunci, la un moment dat, simți așa că ești plin și poți să începi să scrii, dar, nu știu... Eu nu sunt genul fanatic al scrisului, dar, nu știu, se pare că nu pot fără. Am înțeles. Hey, cum să spun, cei care au, care te-au citit, știm despre ce e vorba. Le recomand cu căldură tuturor celor care ne urmăresc în această dimineață să reușească să citească. Că e vorba de editorial, că e vorba de cărți pe care le recomand în mod special și na, cel puțin una cred că ar trebui folosită și în multe alte scopuri. Mă gândesc în primul și în primul rând la copiii dintre coboară la prima. Da, da, da. La carte cel puțin, carte scrisă după un caz real. Da. Da? Și cazul în sine reprezintă o speță care, cum să spun, cred că ar trebui mult mai atent folosită, pentru că s-ar putea, înțelegând ce s-a întâmplat acolo, la un moment dat să rezolvăm una din problemele societății. Știu că e cam mult spus, dar ăsta e practic primul pas, să conștientizezi. Da. E ca la o boală. Gata, aici am intrat pe teritoriul bun. Sigur, sigur. E ca la o boală. Prima oară trebuie să conștientizez că au ceva. Da, da, da. Să accepți în primul rând. Să accepți în primul rând. Pentru că, din păcate, fiecare din noi, mă refer la cei care suntem activi așa și suntem un pic mai în forță așa, credem tot timpul că suntem de fier. Dom'le, eu sunt de fier, mie nu mi se poate întâmpla nimic, și ce dacă am aia, mă doare un pic, las că merg tot înainte și nu știu ce. Până la un moment dat, când boala respectivă te-a trântit. Și atunci constați cu surprindere că ai și aia, și aia, și aia, și aia, și că de acum înainte e un pic mai complicat să îți duci activitățile cum te duceai până acum. Știi? Cu copiii din tren, coboară la prima, eu nu știu dacă am vrut să trag neapărat un semnal de alarmă, am vrut să arăt o motivație. Am vrut să arăt că atunci când ai forță și când ai determinare, nu prea contează unde ești și
primul rând, ce ești. Pentru că e foarte ușor să-ți accepti statutul de etichetă, deci statutul de număr, da, într-o statistică, e foarte ușor să-ți accepti statutul de asistat. Dom'le, sunt asistat de stat, asta este, n-am ce face, da? Greu este să treci peste treaba asta. Nu știu, cartea a prins foarte bine, deci prin surprinderea mea, pentru că eu am văzut și acum are vânzări foarte bune din ce rapoarte primesc eu de la librării și încă este în atenție, încă este în interes cartea. Cartea încă mai trezește interes. Ceea ce nu poate decât să mă bucure și pe mine și pe cel care este eroul cărții, de la care a plecat toată povestea asta. Să spun, tot timpul când e vorba de copii și când e vorba de suferința copiilor sau de lipsurile prin care trec copiii ăștia, tot timpul asta e o chestie care ne atinge foarte mult. E o chestie care ne revoltă, e o chestie care ne provoacă anumite stări, dar numai indiferență nu. Să fii indiferent la suferința unui copil înseamnă că între tine și, eu știu, un zombi nu e nicio diferență. Deci, adică să fii atât de amputat emoțional sau sufletești încât să treci nepăsător sau să nu te intereseze sau să nu te marchezi sau să nu te afectezi într-un fel, treaba asta înseamnă că cu tine e o problemă. E ceva. Da. E ceva. În viața asta nu e vorba numai despre, domnule, să muncesc eu, să fac, să îmi cumpăr o mașină, o casă, o nu știu ce. Nu este vorba numai despre asta în viața asta. Nu este vorba numai despre asta. Este vorba și despre cu totul altceva. Și eu mă gândesc foarte atent că atunci când am înțeles că trebuie să întoarcă tipul ăsta care mergea cu 2000 de ani și vindeca bolnav prin lume, am zis că el se întoarce, el vine înapoi. Și atunci va fi judecata de apoi, știi? Sunt foarte curios ce se vor întâmpla atunci cu ăștia, da? Care trăiesc efectiv ca niște zombi, ca niște animale în cușcă pe care nu le interesează nimic altceva decât propria lor persoană. Într-adevăr, societatea din ziua de astăzi este plină de asemenea specimene, asemenea forme de viață, înțelegi? Deci este plină de ăștia, dar nu știu, poate sunt eu un pic mai optimist astăzi. Din fericire este plină și de oameni care au empatie și rezonează cu foarte multe. Și din ce am văzut, din ce văd eu pe pagina mea de internet, din ce văd eu pe blogul meu, eu am reușit să coagulez cumva oameni de genul ăsta lângă mine, da? Care mă urmăresc, care mă citesc, care mă apreciază. Bine, am și de ăștia care mă urmăresc și care mă înjură, dar îi iubesc și pe ei, nu e o problemă. Da, cum să spun, reușesc să aducă un echilibru, să, da. Să nu te transforme în cine știe ce chestii de aia. Wow! Nu, stai, sunt om. Fac și o parte din specia asta. Sigur că da. Am, doar că am ceva de spus. Ok, atât apreciază. Sunt și care, cred că ți-am povestit, nu puțin au fost cei care, în momentul în care ți-au văzut aparițiile la TV, au fost foarte controversați. Doamne, da. Ca după aia să spună, da, îmi place. Da. Nu-mi place întotdeauna, dar îmi place. Depinde, deci depinde de subiecte, ca să spunem așa, depinde de atitudinea mea față de anumite subiecte, dar în principiu eu nu mint. În principiu eu am curajul și asum ceea ce spun și am curajul să spun ceea ce gândesc. Fără să mă intereseze foarte mult, eu știu, de multe ori chiar uzanțele, dar... Bun, la televiziunea să te rog cu zanțele. Să fim atenți, da? Sunt nicio formă, nu... Știu, nu, chiar nu fac probleme din punctul ăsta de vedere. Depășim granița asta. Dar mă uitam, știi că... mai vreau să mai fac o scurtă referire. Uite, acuși o să avem un rând de alegeri și e numai bun pentru orice om să ia și să citească
Manualul de supraviețuire. Ghid de supraviețuire împotriva zombilor, pentru că până la urmă cam tot pe acolo e. Da. Eu aici cu alegerile astea am o mare, cum să zic, o mare dilemă, așa. Pentru mine și chiar... Dilemă? Fericită? Dilemă, da. Unii au trilemă. În fine, eu sunt, o să fiu din nou foarte deprimat și foarte trist cu alegerile astea din cauza faptului că majoritatea de multe... Iarăși nu ești pe listă, nu? Da, de multe ori neinformată și needucată și neconectată la ceea ce se întâmplă în țară, va decide pentru mine. Da. Ceea ce nu prea îmi convine foarte tare. Eu sunt de părere că înainte de a intra în cabina de vot, toți cei care votează ar trebui să primească un test cu câteva întrebări simple. Care este capitala țării? Ce limbă se vorbește în România? Cine este președintele țării? Da? Întrebări simple, de bun simț. E, în cazul în care... Adică dacă ai trecut... Dacă ai trecut de testul ăsta, poftim și votează tovarășe, da? Da? Pentru că sunt foarte mulți care habar nu au de ce vorbim. Da, adă-ți aminte, în urmă cu câțiva ani de zile, era, dar cum, eu mă să vorbesc domnul Iliescu? Sigur adică... că da, dar mergeau în sate de-astea de munte și întrebau, băi, cine e președintele țării? Iliescu. Da, deci Iliescu nu mai era de zeci de ani. Dar mie mi se pare o chestie destul de... necesară treaba asta. Mai să știi că îți dau dreptate. Să ai o minimă idee și să ai pentru ce mergi și de ce mergi pentru acolo. Pentru ce mergi, de ce mergi și să ai o minimă, cum să spun, conectare la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Deci eu cunosc oameni care sunt total pe din afară, deci ei nu știu. Da? Bineînțeles că fiind natura meseriei, normal că mă interesează și vă subiectul. Dar, exact cum spui, sunt unii care sunt absolut rupți de realitate, sunt de comedii, pardon, cum, de emisiuni de alea, de tip gaiță. Da. Bune. E într-adevăr foarte complicat și ar trebui ca totuși să existe niște minime cunoștințe în perioada asta alegerilor. Mai gândești un pic. Parcă și totul cum e făcut la noi nu e în regulă. Chiar cu drag, dar uite, vezi că putem vorbi și așa despre politică, știi? Sigur, tu gândești un pic că un popor educat și un popor sănătos e greu de condus. Este coșmarul oricărui politician. Oricărui. A? Da. Și este coșmarul lor, pentru că un asemenea popor nu mai poate fi prostit, nu mai merge cu vrăjeala, nu mai merge cu certurile interminabile, nu mai merge cu studiile de fezabilitate unde se cheltuiesc enorm de mulți bani pe nimic, pe vrăjeală, pe hârtie. Ultima, nu mai merge. Ultima chestie. Deci, cam prins-o mă la un moment dat pe net, știu, ori îmi face figuri telefonul ăsta, nu știu care povestea. Acum văd pagina, acum nu mai văd din nou. Trebuie să intru în history, în dele. Da, probabil să mai uite și altcineva. Da. Nu, spuneam, era o știre la un moment dat, zic că nu e adevărată. Au hotărât noul master plan al României, mă, și am văzut reacția, adică o autostradă care să meargă din nordul țării până în sudul țării și una de la est la vest. Și gata. Adică nu, nu facem așa un cerc, nu facem așa, facem o cruce mare. Și da, deja au pus cruci, nu, mă. Strategie de... Bă, și am văzut reacțiile oamenilor. Bă, voi sunteți sănătoși? Dacă își propuneau o chestie foarte simpluță. 100 de kilometri de autostradă pe an. Bă, atât fac. Am bani puțin. Sau atât pot să fac cu pușcăriașii sau... Nu știu, că sunt convins că ar fi mulți ca să scape de la... Și cred că și de la noi ar fi... foarte în regulă din penitenciare, știi? Oameni care vor să termine mai repede, la jumătate, dacă muncești serios acolo și munca te disciplinează până la urmă, da? Da, terapia prin muncă, da, corect. Da. Domne, vreau să zic că dacă își propuneau după Revoluție 100 de kilometri pe an, își spune cineva, acum am fi avut 2600, îți dai seama, 2600 de kilometri pe an, cam ce aveam noi?
Aveam infrastructură. Aveam infrastructură după aveam, care puteam da. Și aveam acces la toate frumusețile țării. Deci acum eu nu vorbesc aiurea și nici nu știi foarte bine că pentru mine încep să nu mai dau doi bani pe absolut nimic ce se întâmplă în jurul meu, dar într-adevăr în țara asta sunt locuri fenomenal de frumoase. Și atunci tu pierzi potențial turiști, potențial oameni care ar cheltui la tine în țară și te-ar ajuta să te dezvolți cumva, tocmai prin lipsa infrastructurii. Adică neamțul săracul sau cine altul ar veni la tine. Dar dacă tu trebuie să-l duci cu căruța 50 de kilometri de la poalele muntelui până nu știu pe unde, elvețienii pentru cine știe ce știi de munte, ca să te uiți la el, îți iau 100 de euro. Da? Păi da. Deci, la noi... Mă duc să-mi trag un munte. Păi aia e. La noi, care avem atâtea peisaje și atâta munți frumoși, nu, nicio problemă, stăm așa. Nu e problemă. Eu zic să ne grăbim să facem autostrăzile astea pentru că în curând vom rămâne fără păduri. Ce te grăbi? Păi stai așa, ce fără munți, ce fără păduri, tine? Fără ce nimic. Ce cu grabă? Nu ți-am zis? Deci au hotărât. În 2020 intră în vigoare nou proiect. În 2020 intră în vigoare, da? Ceva o prostie de asta. Nu, e cumplit. Deci noi aici, în regiune... Păi, știi, o să înceapă acum... Au făcut și studii partidele. Văd cam despre ce să vorbim în campanie electorală. Aceeași vrăjeală, despre ce? Pensii, autostrăzi, cum? Despre ce vorbim? Sistem. Domne, da, prioritatea la învățământ și să plan sănătate, de țară, cum vedem noi? Uram extraordinar de mult înainte de 89, cincinal. Chestia, planul cincinal. Planul cincinal, da, da. Ce nu-i da? Vezi că avea rostul lui? De un plan cincinal. Vezi că avea rostul lui? Da, da, da. Avea rostul lui. Și atunci, chiar cu planul cincinar, chiar așa vrăjeală cum era și treaba asta, mai se muncea un pic, totuși. Măcar un pic, așa. Da, oricum mult mai mult decât acum. Max, vrăjeala asta cu autostrăzile este veșnică și va dura veșnic și va prinde veșnic. Mm-hmm. Asta este spoiala pe care o aruncă și deci este vrăjeala pe care o aruncă pentru ăștia care mai au câte ceva în cap. Care, bineînțeles, mai pun botul la ce mai spun ăștia. Pe oamenii de la țară, tu crezi că interesează pe babele astea și pe moșii de la țară, îi interesează pe ei autostrăzi și alte chestii de genul ăsta? Pe ei nu interesează, Max. Ei nu-s curioși. Pentru că ei tot cu faitonul vor merge, pentru că ei tot cu sapa în spate și pe jos vor merge la câmp, pentru că pe ei tot, dacă s-au făcut cartofi și porumbul, asta îi interesează pe ei. Pe ei nu interesează master plan și autostrăzi și nu știu, nu au nicio treabă, nu sunt curioși. Înțelegi? Pentru că oamenii ăștia au prins România de la început. Ei au mers în opinci, ei au mers în picioarele goale, pe drumuri, prin glod și prin noroi și prin zăpadă. Pe ei nu interesează autostrada lui Moș Crăciun, ce să facă cu dânsa? N-au ce face cu ea. Mă interesează pe mine, mă interesează pe tine, pe alții. Deci aici sunt două chestii. La oraș merge cu autostrăzile, la țară merge cu pensiile. Da? Aha, deci sigur că da. Asta e vrăjeala. Pensiile și subvențiile. Deci asta merge deci merg pe două planuri. Cine pune botul, foarte bine. Cine nu, lasă că facem noi. Dar știi foarte bine cum e în țara asta. Nu contează cine votează, nu contează cine numără voturile, contează cine face procesul verbal. Asta e în țara asta. Și acum vorba unui bun prieten de-a meu. Știi, cine a zis asta, mă? Stalin sau Lenin? Că nu, că e ușor de confundat unul cu altul. Da, deci nu, e complicat. E un pic mai dificil. Oricum, cine trebuie va ieși. Eu sunt convins de treaba asta. Interesele în zona asta sunt mari, da? Nu faci tu de capul tău ceea ce vrei în țară, da? S-au dus vremurile cu suverenitatea și independența poporului român, s-au dus de mult. Da? Pentru că noi acum suntem o țară sub ocupație străină, da? Nu neapărat din punct de vedere fizic și efectiv militar, ci din punct de vedere economic. Da, și militar, că bine, militar nu mai există. Dar care armată? Militar nu mai există, la noi armata a ajuns la rangul de poreclă. Sigur că da, da. Cum? Da. Da. Deci funcționează. Auzi, cică, ne-au venit ieri avioanele. Câte? Două, deci, nu? Sau 6. 6 SH. Știi cum? Păi da, tu ți-ai luat mașina nouă în ultimii ani? Nu. Și atunci
De ce să ne luăm? La fel face și statul român. Dar eu sunt curios dacă statul român le matriculează în Bulgaria. Știi? Că e și asta o problemă. Că statul corect. Român îți ia SH-uri, îți ia bani de... Da, îți ia da, chelea da, după da, tine. Da. Dacă au taxa de mediu... Eu zic că s-ar putea să le matriculeze în Bulgaria. Da. Băi, dar știi care e chestia? Da, așa. Noi am luat câte aveam? 6. Știi? Da. Bă, 6. Da. Și te uiți așa. Mă uitam acum de curând și vedeam nu știu ce țări versus nu știu ce țări. Câte avioane are ăla? 1600, 1800, știi? Adică țări cu niște armată. Bine, da, mă, da, da. În mod special mă uitam pe acolo. Zona Orientului Mijlociu, da, Israel, da, da. Iran. Bine, știi? Ăștia nu. Băi, deci 1600, din 1600, doar nu stăte, bă, dau, nu știu cât, vreo 70-80 SF-16. Vreo nu știu câte saburi de alea suedeze, Phantom-uri, da. Tot felul, știi? Bă, noi câte? 6. Ajungem cam bancul ăla, că dacă din astea 6, unul îi pică turbo, nu? Sau cum e? Îi pică turbo, face pană, da? Al doilea. Al treilea, uitat ăla, a făcut pana prostului sau așa. Da, n-are, n-are bezi. Și ajunge exact cam bancul ăla cu albanezii, știi? Băi, a început războiul, nu știu ce, îi ajutăm, trimitem un tank. După aia reședință, ce facem? Le trimitem pe amândouă. Le trimitem pe amândouă, dacă două avem. Adică, ce vorbim, băi, ce 6 SH-uri? Numărul de avioane, ce, mie mi se pare foarte corect. Bă, piloți avem. Piloți sunt convins că avem. Deci, numărul de avioane trebuie să fie direct proporțional cu numărul de ambulanțe funcționale și dotate pe care le ai în țară. Deci mi se pare corect. Ai 6 avioane, foarte bine. Ai 6 sau 7 ambulanțe pe județ, care funcționează. Care funcționează, care au medic, care se deplasează, care pornesc la cheie, da? Deci, care, da, da, da. Nu așa. Care au și o leacă de aparatură în dotare, deci nu așa. Ai 6, și dacă tu ai 6 avioane, vrei să ai 50 de ambulanțe? Spre ce vorbim, băi? Mai ales că da, acum... Da, da, ce vrei? Mai ales că acum este așa trend și este foarte la modă să fii zen, să aderi la culte care cum să spun, denigrează medicina modernă. Acum toate bolile se vindecă prin conectare la energia Universului. Acum sunt maestri vindecători care, domne, te vindecă prin desfundarea canalelor tale energetice. Deci tu te-ai îmbolnăvit pentru că canalele tale energetice sunt înfundate. Iar Universul nu se mai poate trimite energie și te îmbolnăvești. Cunosc pe unul, maestru Dang. Mr. Musculo. Da, Mr. Musculo. Deci maestru Dang. Băi, asta nu știi. Maestru Dang zis Mr. Musculo, sau știi? Maestru Dang. Știi ce face maestru Dang? Mm. Maestru Dang, în afară de faptul că vindecă orice boală, de la sida până la hemoroiz, deci nicio problemă la maestru Dang, vii și te pleci ganț, nicio problemă, maestru Dang mai face altceva. Maestru Dang, o spune așa, femeile care sunt în menopauză, da? Trebuie veșnic. Nu, vor, după ce le face el niște chestii și le desfundă el niște canale, niște treburi, o zic că... Da, desfundă trompele, da. După ce le desfundă el canalele energetice, o să spun așa, femeile la menopauză vor putea naște de 3 ori pe an. Hai să... Dai seama? Deci ăsta este cult. Deci ăsta este cult cu zeci de mii, milioane de adepți. Eu am citit acum de curând că Ioan Ghiuri Paspo aderase la acest cult. Da! Ioan Ghiuri Paspo era cu Dan. Lui, da. Care a sunat, sigur că e da. Cumva... Da, este și o maestră, sigur că da. De ce dracu ai mai sunat? De ce ai mai sunat la ambulanță, prietene? Sună la maestru Dang. Maestre, am făcut infarct. Stai cu minte, bea 2 litri de apă, strânge-te de un deget și stai liniștit cu mâinile pe piept că te vei vindeca. Ce sună la ambulanță? Cu mâinile pe piept. Păi da, sigur că da. Stai cu mâinile așa frumușel. Lasă un pic un loc aici, eventual să spunem o lumânare. Dar stai așa bine. Nu suna pe nicăieri. Medicina nu te ajută cu absolut nimic. Eu îți desfund canalele prin telepatie. Tu stai cu mâinile așa. Până îți desfund eu canalele, te faci ganț. Și pregătim cuțitele pentru autopsie. Stai cu minte, băi, omule. Deci asta au făcut ăsta. Înțelegi? Dar tu după aia, tu refuzi toate tratamentele și tu după aia suni la ambulanță, mi-e rău, mă doare piciorul, faceți-mi un diazepam și mori ca prostul după 2 ore. De ce? Eu ca medic, de unde să știu eu ce porcării iei tu? De unde să știu eu ce licori îți dă ție maestru Dang? Da. De unde să știu eu ce licori îți dă ție maestru Dang? Ce-ți desfundă ție maestru Dang? De unde să știu eu chestiile astea? Dar vezi, atâta
prostie și incompetență în lumea asta și atâta, cum să spun, atâta debusolare. Nu există, Max, vindecări miraculoase. Nu există. Nu există pop care vindecă. Nu se vindecă epilepsia prin exorcizare. Nu se vindecă sida prin energia universului. Nu există să se vindece hepatita pentru că te tai sub limbă. Nu există așa ceva. Măi, că hepatita cu ta... Deci de asta la altă am mai auzit păi, așa. Băi, omule, măi, este un tăietor sub limbă la lupeni. Și n-ai auzit așa ceva. Tăietor sub limbă la lupeni, care spune așa în felul următor. Toate bolile se vindecă prin tăierea sub limbă. Dragul meu. Are cabinet, vin deci, de mii. Mai ceva ca la... Mai ceva ca la moaște, sens, mă, omule, mă. N-are sens să insistăm și să ce spunem. Tu, lucrurile pe care le spui, mă gândesc, cred că ai început cumva o documentare exact pe o posibilă viitoare carte. De ce nu? Asta ar fi o carte fenomenală. Ar fi o variantă, crede-mă, s-ar cite, adică cel puțin... Câțiva cititori avem aici, da? Este așa ceva, mă. Mulțumesc, binefăcătoare Alicia, pentru împăcarea cu soțul. Dezleagă cununii, farmece, vindecă băutura. Bă, asta cu vindecă băutura e foarte tare. E foarte tare. Zicește, rezolvă garantat orice problemă. Da? Mai. Deci nu, n-ai... Sau aveți necazuri în dragoste sau în familie? Doamna Aurica. Vine în ajutorul tuturor. Mă, dar știi ce nu înțeleg eu? La toți vindecătorii ăștia și la toți ăștia care fac ei de așa, ei de unde știu care-i boala? Nu, de unde știu care-i boala? Mai eu aș sau tu vii cu documente medicale la el, domnul vindecător, am aici un bled ieșit din spital, de la doctorul Hâncu, care mi-a spus că am așa, cancer de pancreas, am metastaze pulmonare, am metastaze în ganglioni de lângă aortă și nu mi-a mai dat nicio șansă. E cu biletul de externare, cu remeneu și cu tomograful, frumușel, la vindecător. Vindecătorul se uită până la laptop. De acolo spun, da, domnule, din pregătirea mea, într-adevăr, ăsta este diagnosticul, dar medicina modernă n-are nicio de o treabă. Vii la mine, bei licorile astea, eu scot argintul viu, îți desfund niște canale și te faci bine. Nu fi prost. Marcă banul. Și dau ca proștii bani. Așa bine, câteodată nu cer din prima banul. Nu, dar dai la prosteală... Dai tu așa, din bun simț, știi? Din bun simț, încep să decartezi. Aia nu-i șpagă. Eu sunt curios, doamna Aurica, îți dă vreo chitanță? Este cu bon fiscal, cu casă din... Dar normal, are de aia, contactless. Am înțeles, cu contactless, da. Da, știi, eu sunt curios, de ăștia nu se ia nimic. Apropie numai cardul, știi? Sigur că da. Dacă a intrat cardul la ea în cameră, au plecat toți banii de pe card. Asta poate să-și facă reclamă în ziar. Eu ca medic nu. Eu nu pot să înțeleg. Ce dracu? Cum? Deci, apar că... Sigur. Doamna Aurica e de... ani de zile, o știu, sau... știu reclama asta, adică dacă vreți luăm monitorul de acum un an de zile, doamna Aurica. Bă, da, știi? Ce, da? E un detectiv, cum îl cheamă pe detectivul ăla? Ăla care a sunat... Cum? Bombonete. E un detectiv. Bombonete îl cheamă. Da, știu. Și a sunat la o... ghicitoare. Ghicitoare de asta. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Cum mă cheamă? Ai, domnul, dar ce fac? Zi, bă, cum mă cheamă? Ești ghicitoare, mă? Da, de unde să știu bă, cum mă cheamă? Bă, tot te, bă, și pleacă. Deci, adică... Sau cheamă Aurica sau Haurica. Bă, aici scrie Aurica, da? Deci, e din ciclul ăla. Metal prețios din 3. Din 3, da. Fer. Eu nu știu cum, nu știu mai, lumea asta s-a tâmpit complet. Ăsta este rezultatul și a unei campanii de denigrare a sistemului medical și a medicilor în general și a faptului că omul, la un moment dat, nu vrea să accepte că asta este. Frate, ți-o dat de sus sau eu știu de unde, de la Buddha, de la maestru Dan, te-o rezolvat cu un cancer sau cu alte minuni de genul ăsta, asta este, prietene, atât ți-a fost gemul, la revedere. Așa se întâmplă, asta este viața. N-ai ce să faci altceva. Nu, să știi că am mai constatat, am văzut și eu, într-adevăr, bun, nu îți dorești să ajungi, de regulă, să fii clientul medicului. Adică, nicio formă. Cum spuneai, ești de fer. Da, ești de fer, faci, da. Drept, da.
Din nefericire, din nefericire, la un moment dat tot ajungi, da, începând cu medicul de familie, medicul specialist și așa mai departe. Bun, iarăși, nu doresc nimănui, dar știm foarte clar, pentru că altfel n-ar exista măcar aceste meserii, nu? Sigur, dacă am fi toți... sunt situații, și trebuie să o spunem cât se poate de clar, când medicii își fac doar meseria, nu sunt dumnezei. Nu ai cum. Deci, nu sunt. După cum spuneai, știi că aici a fost cuvântul care m-a... ghemul. Știi? Da. Sunt situații când e practic imposibil. Adică asta nu cred că mai are ce face medicina. Oricum ar fi ea practicată. Sunt cazuri deosebit. Dar avem și situații care, bineînțeles, trebuie pedepsită ca atare. Sigur că și da. Și mă gândesc am înțeles că de curând a fost săltat un medic și foarte bun, de ăsta pe oase, cum îi zice. Ortoped. Un medic ortoped foarte bun. De ce? Pentru că, deși ar fi trebuit să nu ia niciun leu, a fost nemulțumit de cât a primit, am înțeles. Drept pentru care a cerut mai mult și normal. Asta că... este de acum, nu știu cum să spun, este ceva inuman, este ceva... Condiționarea mi se pare cumplită. Ultima treaptă pe scara jegului uman. Asta este, să condiționezi. Indiferent de ce ești, că ești medic, ești, deci nu contează, indiferent. Condiționarea. Da? Adică nu mi-ai dat... Spune-mi, te rog frumos. Până și la spălătorie când mergi cu mașina, da, până și oriunde mergi, da. Dai ceva. Că așa e în firea noastră. Dacă vrei tu, băi... Dacă vrei, asta e altă dacă poveste. Dacă nu te urca și a plecat, sigur că da. Da, atâta timp cât mă condiționez, deja e o problemă. Sigur că da. Lasă-mi plăcerea să nu se transforme în șpagă. Da, eu ți-am spus, asta mi se pare cea mai cumplită treabă, iar pe de altă parte, tu gândești un pic... Cine are să dea, cine nu... Să-l înțelegem că așa e. Mergi la medic și el îți spune, pentru că în tratamentul unei boli, în orice capitol și în orice tratat de medicin din lumea asta, îți spune despre un anumit regim de viață și despre anumite recomandări pe care trebuie să le faci pacientului care are boala respectivă. Da? Da. Adică, frate, dacă ai astm, dacă ai nu știu ce, nu mergi și stai în praf, nu, ai grijă pe ce se întâmplă. Logic, da. Ai ceva probleme cardiovasculare, nu mănânci aia, nu faci aia, faci sport, faci nu știu ce, nu fumezi, nu bei, nu știu ce. Bun. Câți dintre pacienți respectă treaba asta? Nici unul. Lor le se pare... Poate lor, unu, doi. Foarte puțin. Dar, procentual vorba ta. Insignifiant. Lor le se pare că, da, au fost la medic, medicul le-a dat niște pastile, iar pastilele trebuie neapărat să-i ajute. Da? Deci asta spun ei. În momentul în care nu mă ajută medicamentele, ori doctorul e prost, ori nu i-am dat șpagă, ori nu a fost mulțumit, ori ceva de genul ăsta. Niciodată un pacient nu se va gândi, frate, dar eu am făcut și mi-a spus omul ăsta? Nu. Adică eu iau pastile, da, mănânc, beau, fumez, nu mă interesează, fac efort, nu mă odihnesc cum trebuie. Nu. Da. Și atunci de unde rezultate? De nicăieri. Da. Da? Pentru că toate medicamentele corectează sau inhibă anumite procese în corp. Da? Sunt medicamente pentru hipertensiune, de exemplu, care prin anumite mecanisme reduc tensiunea arterială de la 17 la 14, da? Deci sunt care fac treaba asta. Dar ăla e un simplu mecanism, da? Care nu e suficient. Hipertensiunea, de exemplu, trebuie ajutat și cu altele. Hipertensiunea, de exemplu, apare din N cauze, nu din una, da? Da. Deci tu dacă corectezi numai una, rămân restul de cauze care acționează mult și la un moment dat crepi. Păi, dar au fost la medic. Când au fost? Acum 3 săptămâni și... Na, și eu dat niște pastile și le-au luat. Na, le-au mai luat, nu le-au mai luat. Dar ce-au mai făcut? A, păi, da, na, el mai fuma, mai mânca sărat, mai mânca, na, 50 de bucăți de Kaiser pe zi. Na, mai mânca, na, îți dai seama, știi? Și atunci, na... Niciodată, deci, așa, știi, dar repede malpraxisul este numai la medic. Da. Deci n-ar fi malpraxisul și la pacient, Max? Pentru că pacientul n-a semnat jurământul ăla lui Hipocrat. Vrei să spun ceva? Jurământul lui Hipocrat este depășit, prieten.
Păi este hai depășit. Să facem un jurământ nou. Este depășit. Nu știu de ce toată lumea se cramponează de jurământul lui Hipocrat, pentru că nu are nici o valoare. Nici una. Nici una. Este depășit. Mai emoțional, așa... Simbolic, da, simbolic, da, simbolic, exact ca jurământul... Da, spune-mi mie, te rog frumos, pentru că am avut ieri o speță prezentată în ziare și acum vă două zile, era aia cu... văd articolul de deschidere din monitorul de Suceava de astăzi, din articolul semnat de... Nu știu despre ce vă... De, și mine. Da, nu, 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 nu. Paul Ciurea și Florin Paiu. Medicii pasă anchetă internă cu cetățeanul cu obezitatea morbidă, 261 de deci kilograme. Deci, e clar, o problemă o problemă de sănătate, în primul rând. Medicii pasează vina și vorbesc de o eroare de comunicare în cazul pacientului obez refuzat la internare. Da? Da, dar de ce nu l-a internat? Dar nu știi povestea? Nu știu, speța. Nu, nu. Deci un bărbat din Fălcen cu o greutate de 261 de kilograme, diagnosticat cu obezitate morbidă, afecțiune care a provocat mai multe complicații, a stat ore în șir, în drum, după ce medicii la Spitalul Municipal Fălticeni au refuzat să-l interneze, în ciuda trimiterii de la Spitalul Județean Suceava. Știi? Adică l-au plimbat dintr-o parte într-alta. Atât medicii de la Suceava cât și cei de la Fălticeni admit că în acest caz s-au făcut greșeli, însă plasează vina către ceilalți. Adică tălea Suceava zice că Fălticeniu, Fălticeniu zice că Suceava. Dar cine a picat la mijloc? Pacientul, bineînțeles. Ai înțeles? Asta e... Acum e o anchetă, ca și subtitluri vă spun așa, coșmarul bărbatului diagnosticat cu obezitate morbidă, l-am găsit stând jos pe un cearșaf acoperit cu o pătură, că ieri n-a fost chiar frig, ieri dimineața a fost gheață pe mașină, dar azi nu. Cei din fel ce spun, nu aveam un pat suficient de rezistent pentru un pacient cu peste 250 de kilograme. Pe bune, e o problemă. Că nu poți să-l pui pe om, pe un pătuț de la care... El se deplasează, el nu e imobilizat la pat, nu? El se deplasează. Pacientul. Din moment ce a venit la spital, bănuiesc că nu era într-o stare fizică foarte bună. Asta e ideea. Dacă vii la spital, sunt două categorii de boli, Max, în lumea asta. Bolile cronice și bolile acute. Da? Da. Și bolile acute, care necesită îngrijiri medicale rapide și e eficient pentru că este acut. Și boala cronică... Boala care cronică, trebuie să știi de și care te îngrijești are un anumit management. Da? Deci, boala... Nu, gata cu americanizarea asta. Păi da, așa e în literatura de specialitate. Da, deci în literatura de specialitate management. Mai spune management. Management, da, managementul bolii. Da. Dacă pacientul era acut... Că îl iei pe unul sărac mai de la țară, care n-a apucat el cu americanismele astea și cu toate alea, domnule, trebuie să managerem boala. Ți vă dați seama câte cuvinte știi, domn doctor? Deștept, domn doctor, da, mă taie sau... Deștept, bă. Ce, bă? Da. Cu spălatul prealabil. A, da. Și că dacă n-aveți prealabil, vă luați o oală mai mare. Deci nu, asta vreau să... Bancul ăsta, știu dacă nu mai știu eu, înainte de 89. O tot dădea unul cu... Dom'le, în prealabil trebuie să facem la care... O doamnă mai... Dacă nu avem prealabil, putem folosi o oală mai mare? Eu asta vreau să spun... aici e o chestie simplă. Nu știu care a fost situația, dar este în felul următor. Pacientul este într-o stare... pacientul are o boală acută, da? Atunci, la complicațiile pe care le poate dezvolta datorită obezității morbide de felul ăsta, pacientul trebuia internat. Unde s-a prezentat prima oară? Când ai pat, când ai aia, când ai lift, nu știu ce, astea sunt probleme care se pot rezolva. Dar îngrijirile medicale trebuia să le primească. Nu să-l plimbe ca pe urs, dintr-o parte în alta. Înțelegi? Da. În momentul în care este o boală cronică, înțelegi, boala cronică are altă abordare. Boala cronică nu necesită neapărat internare sau alte chestii de genul ăsta. Da? Dacă tu vii la spital când se pune ție pata, nimeni nu e obligat să te interneze. Deci totul depinde de starea fizică a ta. Și depinde de ceea ce constată medicii în urma
consultații. Da. Dacă medicii de la Suceava au decis că nu e internat prin nicio secție... Asta rămâne toată vale. Da, și l-au trimis la Fălticeni sau unde l-au fi trimis, prietene, vezi-ți de boala ta cronică, atunci au dreptate. Dacă medicii de la Suceava au neglijat o stare acută a pacientului, eu nu cunosc caz, dar spun în teorie, o stare acută a pacientului care poate face un milion de complicații datorită obezității și l-au trimis la Fălticeni cu ideea că, bă, nu ne interesează, hai, mult pa, înțelegi? La fel, este altceva. Dar aici, știi cum e, Max, eu fac parte din tagma asta medicală și vreau să spun că este în felul următor. Ceea ce am spus acum o să-mi atragă foarte multe... Eu deja am foarte mulți prieteni. O să-mi atragă foarte multe chestii în cap, dar îți spun în felul următor. Ce se întâmplă în interiorul sistemului. Medice se mănâncă între ei ca lupii, dar se apără în haită. Ăsta este adevărul. Ăsta este adevărul. Clar. Deci să țin minte, se mănâncă între ei ca lupii, dar se apără în haită. Este clar. Deci așa se întâmplă. Și asta tot spun cu toată responsabilitatea și știu un milion de cazuri de genul ăsta. Da, dar vezi tu că în toată această ecuație îmi doresc să nu se mai întâmple situații de genul depinde în care foarte un om mult, e plimbat dintr-o depinde parte. Depinde foarte mult de calitatea umană a medicului. Pentru că eu am trimis un copil la un consult, la o internare, la pediatrie aici la noi, la Suceava, da? La minunata și frumoasa secție de pediatrie și mi s-a întors copilul cu scrisoare medicală de la o anumită doctoriță, da? Da? Care a spus că era bine ca pacientul să vină la internare cu analizele făcute. Am scrisoarea medicală la mine în cabinet. Da? Ce tu ai trimis? Am trimis copilul la internare și la consultă, nu știu ce, și ea mi-a trimis înapoi scrisoarea medicală că ar fi fost bine să vină cu analizele făcute la internare sau la consultații copilul. Bă, tante, eu ți-am trimis un copil să-l consulți, că îi faci tu analize în ambulator, că îi faci în urgență, că îl trimiți tu la analize, este partea a doua. Dar nu-mi trimiți tu mie scrisoare medicală să mă înveți tu pe mine că trebuia să trimit copilul cu analizele gata făcute. Eventual și cu diagnosticul pus, și cu ecografie, și cu tomografie. Poftim, doamnă, l-am trimis la consult la tine, la internet sau nu? Da? Deci asta vorbind de calitatea umană. Vorbind de calitatea umană a celor care practică așa numită medicină din ziua de astăzi. Înțelegi? Deci, eu nu mă mir. Eu nu mă mir. Știu că voi, jurnaliști și reporteri, aveți acces max. Aveți acces la 0,0% din ceea ce se întâmplă. Înțelegi? Pentru că nu orice caz este senzațional și spectaculos. Înțelegi? Asta așa e. Bun, eu îmi doresc să nu se mai întâmple asemenea situație. Se vor mai întâmpla mult, sigur. Se vor mai întâmpla mult, sigur. În măsura în care se poate să nu se mai întâmple, să se stopeze... Să plim. Mai ții minte pe ăla care l-o... plimbat cu ambulanța de la un spital la altul până a murit prin București. Filmul ăla a fost și făcut ce film, cum era? Moartea pacientului sau nu știu care, da. Despre ce vorbim? Adică ne întoarcem, n-am învățat nimic. Ceva? Și nu învățăm absolut nimic. Și nu învățăm nimic. Acordăm circumstanțe și într-adevăr poți înțelege niște chestii, că medicii sunt puțini, că sunt supra-solicitați, că bolnavii sunt jdemii, da? Că spitalul este insuficient de mare, că ne mai trebuie un spital în urbe asta, nu cine știe ce alte porcării, da? Ne mai trebuie un spital obligatoriu, măcar un spital pentru copii sau un spital, orice altfel de spital, dar ne mai trebuie unul. Da? Pentru că așa de bine știm să ne ținem medicii, aproape încât îi gonim pe toți din țară și după aceea ragem, că n-are cine să ne trateze, poți să mori cu zile. Poftim la maestru Dang! Sau la doamna Aurica. Sau la doamna Aurica, da? Sau la călugăria aia care... Taie sub limbă. Da, taie sub limbă sau omorât-o pe fata aia care avea epilepsie sau schizofrenie. Că o exorcizează ei. Da. Evul mediu, Max. Evul mediu. Noi încă n-am depășit stadiul de evul mediu la noi. Tot ceea ce se întâmplă și așa iese din sfera normalului oarecum. Da, tu îți dai seama că e super pe mulți oameni. Acum ce stă, bă, că eu sunt din evul mediu? Adică, na. Adică, de ce-mi zice mie... și ajungem exact la... Vezi cum am început emisiunea? Că ne întoarcem, parcă n-am făcut deloc emisiune, știi? Da. Ne întoarcem înapoi la chestia aia de început. Prima oară trebuie să acceptăm unde suntem. Da. Crezi că acceptăm? Nu. Niciodată. Nu, România e... Și auzi pe ăștia ce definiții dau. Nu, bă, frate, du-te la țară să vezi cum arată crâșma aia, bodega aia. Da? Aia e România. Aia e România. Și aia e România. Da. Uite și uite-te când vine o inundație sau ceva, cum jandarmii și militarii pun saci cu nisip și muncesc și restul stau la bodegă și beau. Și îi mai iau și la mișto pește.
Da, și după aia ne ofuscăm. Că stai să vină zăpada, adică... stai că vine zăpădica, da? Stai că vine îndată zăpada iarna peste țară. 15 stai centimetri... că a venit publicitatea, da, și după aia vorbim după aia pe, și de pe zăpadă, chestia, vreme, foresta, steaua. Aoleu! Da? Căldura va ajunge de luni în casă sucevienilor. Super tare! Că de la asta am pornit și în dimineața asta. Publicitatea revenită.